Bună seara și bun găsit la cele mai importante știri din Pașcani și împrejurimi. Astăzi, în toate școlile din Pașcani au avut loc festivității de deschidere a noului an școlar. Mai puțin fastoase și politizate ca în ceilalți ani, însă cu mult mai mulți participanți. Festivitățile au început în jurul orei 9 la Liceul Miron Costin din Pașcani, școala cu cei mai mulți elevi în acest an. Directorul instituției le-a urat bun venit și le-a mulțumit elevilor și părinților că au ales să învețe la acest liceu și a făcut o scurtă prezentare. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei, fără de care nu s-ar fi putut ajunge la aceste rezultate. Așa cum am mai spus, susțin în continuare că sunt cei mai buni profesori din acest oraș. Merită toate aplauzele noastre, așa că am să vă rog să-i aplaudați pe colegii mei astăzi. La eveniment au participat și reprezentanții Jandarmeriei Iași, care și-au reafirmat sprijinul în activitățile educative ale școlii. Sunt plutonier major Cruț Mihai din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași. Începutul anului școlar reprezintă un moment emoționant pentru fiecare elev, fiind în același timp și un moment de mare responsabilitate în formarea celor mai tineri cetățeni, formarea la care și noi, jandarmii ieșeni, contribuim zi de zi prin asigurarea climatului civic, atât în zona acestei instituții școlare, cât și în locurile unde au loc manifestări cu public numeros, unde participă deopotrivă și tinerii elevi. În acest moment memorabil pentru dumneavoastră și noi, jandarmii ieșeni, urăm elevilor acestei instituții de învățământ cu tradiție, succes în activitățile școlare, asigurând totodată părinții, cât și cadrele didactice, de disponibilitatea și sprijinul nostru pentru desfășurarea în siguranță a procesului de învățământ. Vă mulțumim! Cel mai așteptat discurs a fost cel al primarului municipiului Dumitru Pantazi. El a îndemnat pe copii să învețe pentru a reuși în viață, să își respecte profesorii și învățătorii. Pantazi și-a cerut scuze în public pentru că nu a reușit să aloce mai mulți bani pentru igienizarea școlilor și le-a mulțumit părinților pentru că au contribuit cu bani sau materiale. Simt emoția începutului de an școlar și nostalgia mă canalizează pe acea perioadă când și eu pășeam pe băncile școlii. Deschiderea anului școlar reprezintă un nou început pentru elevi, pentru cadre didactice, pentru părinți. Orice părinte, sunt convins că face eforturi pentru pregătirea acestui eveniment, pentru pregătirea copiilor lor, astfel încât ei să învețe carte și să ajungă în viață mai bine decât ei. Școala, alături de biserică și familie, reprezintă unul din pilonii importanți ai educației. Se spune că dacă ai carte, ai parte. Îndemnul meu, dragi copii, este să învățați, să învățați, că altfel nu se poate. Chiar dacă unul din înalții noștri demnitari spunea că se poate și cu mediocritate, eu spun că nu se poate cu mediocritate, pentru că într-o lume globalizată, într-o lume în care piața muncii este liberă, singurul instrument pe care îl ai la îndemână reprezintă informația și cunoștințele. Sigur, sunt convins că în acest an, prin efortul cadrelor didactice, a părinților, cu contribuție materială, cu contribuția fizică, s-a reușit să se facă curățenie și igienizare în școlile din municipiul nostru, astfel încât în acest moment toate instituțiile de învățământ din municipiul nostru să fie pregătite pentru deschiderea noului an de învățământ. La acest capitol, administrația locală a rămas, zic eu, restanțieră, pentru că nu a reușit să asigure acele fonduri absolut necesare pentru buna igienizare și acele reparații care sunt absolut necesare instituțiile de învățământ. Dar când spunem educație, când spunem finanțare, nu ne referim numai la igienizare și curățenie în învățământ. Sunt cheltuieli mult mai mari și sunt absolut necesare investiții în grădinițe, în creșe, în școli, plata bunurilor și serviciilor, plata burselor, plata transporturilor, cadrelor didactice și elevilor. Deci sunt niște costuri care sunt suportate tot de dumneavoastră, tot de noi, pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare așa cum trebuiește. Țin să felicit
elevii, olimpicii, cadrele didactice care au contribuit la formarea elevilor în anul școlar 2011-2012 și să vă asigur de tot sprijinul meu pentru anul școlar din 2012-2013. Vă urez sănătate și succes în noul an de învățământ. Festivitățile au continuat la Colegiul CF Unirea începând cu ora 10. Mai mulți adolescenți decât copii și tot atâtea feluri de ținute, nu în uniforme ca în alte școli. Mai exact, slujba de început de an școlar susținută de preotul Costel Olaru a fost transformată de unii tineri într-o adevărată paradă a modei, iar de alții în discotecă. Puștoaicele își aranjau ținuta provocatoare și se rujau în timpul vorbelor de duh ale preotului, iar băieții glumeau pe seama lor și făceau fotografii cu telefonul mobil, în timp ce părinții și profesorii ascultau în poziție de drept imnul României. Reprezentanții școlii au încercat să salveze aparențele cu un discurs de bun venit și mulțumiri pentru părinți. Suntem bucuroși că ne întâlnim și că împreună putem desfășura activități minunate. Fiecare an școlar reprezintă un nou început. De fiecare dată ne propunem să fim mai buni, mai consecvenți, mai eficienți, pentru ca în final să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Știm că numai prin muncă și prin eforturi susținute vom avea succes. Îi felicităm astăzi pe elevii și pe domnii profesori care i-au îndrumat, care au reușit să obțină rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare, la examenul de evaluare națională și la examenul de bacalaureat. Iar celor care n-au reușit să obțină rezultatele dorite, le cerem să muncească mai mult, să depună eforturi suplimentare pentru ca în final să obțină rezultatele dorite. Îi felicităm cu această ocazie și pe domnii profesori și pe elevi care s-au implicat în desfășurarea de proiecte naționale și internaționale și le urăm atât lor cât și celor care doresc să se implice în acest an școlar în astfel de activități succes! În același context, consilierul local Vasile Pleșca a vorbit cu nostalgie despre faptul că în acest an se împlinesc 40 de ani de la prima clasă de elevi de liceu de la această școală. El a cerut elevilor să fie mândri că învață la Colegiul CF Unirea, școală unde au terminat studiile numeroase personalități din Pașcani. Bună ziua, doamnelor și domnule director, bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor profesori, salut amical, dragi elevi și părinți. Mijlocul lunii septembrie vine an de an să ne trezească sensibile nostalgii. Mulți dintre noi credem că nostalgia este o stare spirituală specifică oamenilor în vârstă. Eu am convingerea că până și sutele de copii, adolescenți și tineri prezenți aici, la deschiderea noului an școlar, sunt încercați de nostalgia zilelor de vacanță petrecute în tabere, excursii, drumeții sau la bunici și rude la țară. Și eu sunt cuprins de nostalgie, realizând că parcă ieri, alaltă ieri, mă bucuram să-mi revăd colegii după vacanța de vară. Azi mă bucur să retrăiesc acele momente aici, la o școală prestigioasă, cu o deosebită tradiție, care a dat societății valori în cele mai diverse sfere de activitate, de la muncitori și tehnicieni, la ingineri, profesori, actori, ofițeri și chiar doctori în diverse specialități. Emoții, bucurie, îmbrățișări, flori și multă lume și la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Cei mici au venit de mână cu părinții ori bunicii, iar cei de la clasele mai mari s-au revăzut cu prietenii și colegii de clasă. Programul a fost deschis de către directoarea școlii, Carmen Dimitriu, care le-a urat bun venit în noul an școlar tuturor elevilor și cadrelor didactice, dar și invitaților. A venit o nouă toamnă, începe un nou an școlar cu emoțiile inerente, cu așteptări, cu speranță spre mai bine. Și pentru că toamna este anotimpul belșugului, al roadelor, să fie acesta un simbol
școlar. O rugăciune de binecuvântare. Dacă nu vorbim cu Dumnezeu și vorbim între noi, nimic nu folosește. S-a cântat și imnul, nu spun ca un reproș. Știți, în toată lumea aceasta, când se cântă un imn unui popor, este un moment sacru. Mintea ta trebuie să fie la inima poporului și la Dumnezeu. Vă rugăm acum, cei care nu doriți să spuneți o rugăciune, mai degrabă vă retrageți. Cristi Iordăchioi a taxat și el imediat sonorizarea proastă și a transmis o provocare conducerii școlii că la anul să aibă condiții mai bune din punct de vedere al sunetului. Iordăchioi a transmis tuturor mesajul Inspectoratului Școlar General Camelia Gavrilă. Mesajul acesta a fost unul de încurajare a tuturor elevilor, în special a celor din clasele terminale, dar și a celorlalți elevi. Acest colegiu este în totul școlilor pe elită ale județului Iași, pentru că la începutul anului școlar următor să există aici o stație adecvată pentru acest cadru să ne putem aizi. Sunt sigur că doamna director s-a și gândit la acest lucru, ea însăși fiind nemulțumită de modul în care astăzi s-a existat stația. Așa, doamna director, mulțumim. La microfon au urmat 4 elevi cu care colegiul Sadoveanu se mândrește. Este vorba despre Cristiana Dumea, Irina Mariței, eleve care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, și Diana Năcuță, șefa de promoție a anului școlar ce a trecut, dar și Cristian Vântur, tânărul care a obținut 10 de premii la concursurile naționale de matematică. Tot în acest cadru, șefa de promoție a predat cheia școlii către următoarele generații. Bună tuturor! Succesul putem în pasiune, tăguire și multă muncă. Vreau să pentru mai eu vreau să reușesc în tot ceea ce mi-am propus. Vă urez succes în noul an școlar. Numele este Cristiana Dumea, absolventă a Colegiului Național Mihail Sadoveanu și proaspătă studentă la Limbi și Literaturi Străine, secția japoneză din București. Ce aș putea să vă spun? Mihai Eminescu era de părere că în fiecare om, o lume întreagă își face încercare. Ceea ce vă doresc eu este să fiți capabil să selectați informațiile și experiențele pe care le dorui domnii profesori, în așa fel încât să nu lăsați această lume care se zbate în interiorul vostru să piară, ci să elărgiți orizonturile și să o faceți să înferească. În primul rând, bună ziua tuturor și bun venit în noul an școlar, probabil cu mai multă energie și, nu știu, mai mult drag de școală. Eu pot să vă spun că am absolvit anul acesta Colegiul Național Mihail Sadoveanu, am fost șefa promoției 2012 și, cum spunea doamna directoare, împreună cu colegele mele am reușit să ducem numele acestei școli mult mai departe decât au reușit să spunem alți elevi. La plecare, primarul Dumitru Pantazi a promis conducerii școlii că va ajuta colegiul prin achiziționarea unei stații audio mai performante pentru a nu se mai repeta situația jenantă cu sonorizarea și anul viitor. Un lucru deosebit care a sărit în ochi au fost uniformele pe care bobocii de clasa 5-a le purtau, uniforme ce vorbesc despre imaginea școlii și aduc aminte de marile școli din Iași care obligă la o asemenea ținută. Mă aflu astăzi aici și simt emoția anilor de școală, pe cum și eu călcam pe dâncile școlii, la fel ca și dumneavoastră, și sunt convins că atât dumneavoastră, copii, elevi, părinți, aveți aceleași emoții. Școala reprezintă, alături de biserică și familie, unul dintre cei mai importanți piloni în formarea tinerei generații. Eu felicit elevii, olimpicii, cadrele didactice care au contribuit la pregătirea elevilor pe parcursul anului 2011-2012. Felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Știu că din această instituție de învățământ au fost 2 elevi care au obținut media 10 la bacalaureat, au fost premiate de Inspectoratul Școlar și de Consiliul Local. Le urez succes și vă asigur pentru anul școlar 2012-2013 de toată susținerea mea materială și minimă. Doresc sănătate și succes în noul an din Bastia. Mulțumim, domnule primar!
Astăzi a sunat pentru prima dată clopoțelul pentru elevii de clasa 1. Îmbrăcați în uniforme noi, nerăbdători și plini de emoții, cei mai tineri dintre elevi au pășit pentru prima dată într-o sală de clasă. La liceul Miron Costin, învățătoarea Maria Apostol se află la 8-a generație de copii. Este ultima clasă înainte de a ieși la pensie, dar de fiecare dată are aceleași emoții puternice. Prima lecție este cea mai importantă, este momentul în care învățătorul și elevii se cunosc reciproc. Cu lacrimi în ochi, le-a arătat manualele, după care împreună vor face primii pași spre cunoaștere. Îi cercetează cu atenție, dar de fiecare dată constată cu surprindere că micuții sunt tot mai buni. Sunt convinsă că fiecare dintre copiii dumneavoastră are un punct tare, foarte. Eu n-am plecat niciodată de la ideea că un copil nu poate face nimic. Fiecare dintre voi este priceput foarte bine la un anumit domeniu și așa că noi împreună o să căutăm să descoperim acel domeniu și să-l dezvoltăm. Să știți că în fiecare an, când iau clasa întâia, vin cu o emoție. Am impresia că n-am să mai am copii la fel de buni ca cei pe care îi las. Dar în decursul în clasa întâia și a doua, constat că în fiecare serie de copii sunt copii minunați, talentați. Și dacă știm să căutăm acel ceva în fiecare, reușim să construim niște adevărate personalități. Deși au și ei emoții, micuții de la clasa 1 au fost cuceriți de doamna învățătoare. Unii au fost nerăbdători să-și cunoască noii colegi, iar alții să răsfoiască abecedarul. Doar unul dintre ei a început să plângă în timp ce părinții își notau cu minți și conștiincioși toate indicațiile și cerințele învățătoarei. Denisa Gabriela. Câți ani ai? 7 ani. Așa? Ce manual ai învățat? Matematică. Îți place mai mult matematica sau abecedarul? Matematica. Cum ți se par colegii? Frumos. Doamna învățătoare, cum e? Ai ascultat-o cu atenție? Cum ți se par? Da. Alex, am 7 ani. Îmi place la școală, eu scriu, dicesc. Îmi place la școală, că eu iubesc tot școala. Ciprian Gabriel. Și cum ești? Frumos. Poți la colegi, doamna? Da. Mihail Prăjescu. Și îmi place foarte mult la școală pentru că îmi fac prieteni și îmi place abecedarul. Ilinca, și am 7 ani. Așa? Știi să citești? Am văzut că răspuiești la abecedar. Știu o leacă. Cred că am mai multe emoții decât are. Sper să fie bine. Să aibă poftă, noroc și spor la învățat. Și toți copiii să aibă la fel. Da, am vrut neapărat să fiu la doamna. Pentru că știu că este o doamnă care lucrează foarte mult cu copiii, este foarte calmă, foarte lipicioasă și sper să fie cât mai bine. Și la Școala Generală Lungă emoțiile au pus stăpânire pe elevi, profesori și părinți. Au fost atât de puternice încât unul dintre copii a leșinat în timpul slujbei de început de an școlar. El și-a revenit imediat după ce a fost stropit cu apă rece. Apoi au intrat în sălile de clasă nerăbdători să-și primească manualele noi și să-și cunoască colegii. Unii dintre copii și-au trezit părinții dizi de dimineață pentru a ajunge primii la școală. Anotimpul acesta are ca și semn distinct, mai ales, grupurile de copii care se îndreaptă spre școală. Școala, care este cel mai important lucru pentru un om, pentru că aici este debutul fiecăruia dintre voi în viață. Emoții.
emoții puternice și multe întrebări pe buzele tuturor la deschiderea noului an școlar la clasele pregătitoare. Asta din cauza faptului că este primul an când micuții nu mai merg la grupa mare, ci la clasa 0, experiment pus în practică în pripă și cu multe lipsuri de Ministerul Educației. De exemplu, la liceul Miron Costin, una dintre clase a fost amenajată chiar în fosta cancelarie, iar cea de-a doua a rămas în incinta grădiniței. Chiar dacă nu au fost amenajate grupuri sanitare speciale pentru cei mici, învățătorii împreună cu elevii au pornit încrezători pe acest drum. În schimb, sălile de curs au fost dotate cu mobilier special, așa încât atmosfera de lucru să fie cât mai asemănătoare cu cea de la grădiniță. Clasă minunoasă, colegi frumoși, fetițe și băieți drăguți, părinți, care să aibă grijă de noi și noi să învățăm cât mai multe lucruri în școală. Și suntem cei mai tari când am rămas în grădiniță. Am venit la școală. Să fim cât mai drăguți, nu? Da. Și o să, de multe o să începem activitățile pentru școală. O să avem deja niște poziții interesante pe care să completăm. Eu, de exemplu, v-am pregătit pentru astăzi niște foi colorate, perforate, cu floricele pe toamna. Ne plac florile până se usucă și vreau să-mi vă desenați pe mâine prima impresie despre școală. Să desenați școala sau chipul cuiva sau clasa. Dacă nu vreți să desenați, puteți să lipiți. Decupăm de undeva o imagine care mi se pare nouă, dar e legată de cum mi s-a părut nouă astăzi, prima zi de școală. Startă noul an școlar și la cele două clase pregătitoare de la școala Iordache Cantacuzino. Aici învățătoarele au mărturisit că sunt mai emoționate decât copiii, având în vedere noutățile din programele școlare. Ele au spus că se gândesc deja să-i testeze pe copii pentru a le verifica cunoștințele și capacitățile creatoare. Și părinții au avut emoții în prima zi de școală. Ei susțin că înființarea clasei pregătitoare a fost o idee bună, pe motiv că astfel trecerea la clasa 1 va fi mult mai ușoară. O altă problemă este că materialul didactic necesar clasei pregătitoare nu a ajuns deloc din cauza lipsei banilor sau a procedurilor de achiziție conform reprezentanților Ministerului Educației. Acesta este și motivul pentru care micuții de la clasa pregătitoare vor desfășura deocamdată alte activități până când școlile vor primi materialul didactic necesar. Au fost distribuite în schimb pachetele cu rechizite pentru copiii proveniți din familiile cu probleme sociale. În urma negocierilor purtate în Delta Dunării în acest weekend, aleșii locali ai Uniunii Social-Liberale din județul Iași au stabilit numărul colegiilor ce vor reveni fiecarea dintre cele două formațiuni. Reprezentanții locali ai PSD și PNL au ajuns cu greu la un numitor comun care, în final, îi avantajează pe socialdemocrați.
Astfel, la alegerile parlamentare din decembrie, Alianța de Centru-Stânga, formată din PSD și UNPR, va trimite în luptă 9 candidați, în timp ce Alianța de Centru-Dreapta, formată din PNL-PC, 8 candidați. Inițial, reprezentanții PNL au plecat la negocieri cu gândul să obțină 9 candidaturi, având drept principalul argument numărul mare de primării câștigate la alegerile locale din vară, 45 față de 42. Pe de altă parte, PSD a prezentat pretenții mai ridicate, solicitând 10 candidaturi. Din cauza acestor pretenții, negocierile au fost tergiversate, astfel că va mai fi nevoie de o serie de discuții în cursul acestei săptămâni pentru a stabili un tablou final al candidaturilor comune ale USL, conform ziarului de Iași. Potrivit reprezentanților USL, toți parlamentarii aflați în funcție vor candida la alegerile din decembrie pentru un nou mandat. Asta înseamnă că cei doi parlamentari pășcăneni vor candida pentru un nou mandat. Este vorba despre senatorul Florin Constantinescu, care va candida din nou pentru colegiul senatorial numărul 3 și deputatul Neculai Rățoi, care va intra în cursă pentru un nou mandat pe colegiul numărul 5. Toți parlamentarii USL vor candida pe colegiile din 2008. Deci așadar, ceea ce pot eu să vă spun ce știm acum, dar hotărârea nu e luată, pentru că hotărârea va fi luată mâine, pentru că la Murighiol se întâlnesc din nou conducerile PNL-ului, PC-ului. Tot pe ascuns? Nu e pe ascuns, e la vedere, la Murighiol. Deci există comitetele executive naționale de la PSD, PNL, PC și cred eu și UNPR, nu știu sigur dacă UNPR-ul este acolo, și unde practic se hotărăsc exact colegiile, împărțirea colegilor pe județe între cele două alianțe. Practic, este o alianță între PSD și UNPR pe de-o parte, Alianța de Centru-Stânga, și Alianța ACD, cealaltă care face parte, din care face parte PNL-ul și PC-ul. Deci se hotărăsc exact colegiile care sunt. Împărțirea s-a făcut, practic mâine se va lua hotărârea, nu cred că o să apară modificări spectaculoase. Vorba ca PSD-ul plus UNPR-ul să aibă 9 colegii pe județ, pe județ, iar ceilalți PNL-ul cu PC-ul vor avea 8 colegii pe județ. Bun. În ceea ce vă privește? În ceea ce mă privește, sunt parlamentar pe Colegiul 3 Senatorial. Și veți rămâne? Eu doresc să rămân aici, dar, sigur, se poate întâmpla orice în politică, am văzut. Și în ceea ce îl privește pe colegul dumneavoastră, domnul deputat? Colegul domnul Rățoi, sigur, și el dorește să candideze pe Colegiul 5 de deputați și, sigur, vom face echipă. Dacă vom fi nominalizați, eu voi face echipă cu domnul Rățoi și cu domnul Anghel Stanciu. Știți cumva cine anume va mai candida din partea celorlalte partide contra candidații cu care urmează să vă luptați în campania electorală? Știu că la deputați, chiar azi am auzit că ar fi pe Colegiul 5 fosta inspectoare generală, la inspector general PDL, pe Colegiul 6, deci cele două colegii de deputați care sunt, fac parte din colegiul meu, la PDL va fi Liviu Bulgaru, dar sunt zvonuri, nimic nu-i concret, ei practic n-au nominalizat nici ei. Deocamdată, formațiunea politică recent înființată, Alianța România Dreaptă, nu și-a stabilit oficial candidații. Totuși, conform unor surse neoficiale, principalul contracandidat al deputatului Neculai Rățoi ar urma să fie fosta șefă de la ISJ, Liliana Romaniuc, sau Valerica Andronache de la PDL. Din cauza neatenției, un bărbat din Târgu Frumos s-a mutilat pentru tot restul vieții. Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a scăpat faiul cu care lucra în gospodărie între picioare, tăindu-și organele genitale. Tânărul a fost transportat în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon cu leziuni grave. Conform medicilor care l-au operat, pacientul și-a provocat o plagă adâncă la nivelul organelor genitale. Bărbatul a scăpat cu viață, însă specialiștii caută o soluție funcțională, având în vedere că acesta a rămas fără organele genitale. Meseria de polițist rămâne una prost plătită și cu risc mare. Un polițist de la secția 6 rurală Pașcan a fost bătut și amenințat de către un cetățean din localitatea Hărmănești, după ce organul legii a încercat să aplaneze un conflict. Totul s-a petrecut pe data de 13 septembrie, când Costela Catincă i-a fost solicitat prin apelul de urgență 112 în satul Hărmănești pentru a aplana un conflict dintre doi cetățeni. Este vorba despre Emil Siminciuc, de 45 de ani, și verișorul său, care se luaseră la ceartă după ce au băut bine. În momentul în care l-a zărit pe polițist, Emil Siminciuc și-a ieșit din minți, a început să înjure, să amenințe cu moartea, ba chiar să atace lucrătorul de la rurală, căruia i-a aplicat un pumn.
și pentru a se răcori de tot pe poliție, cetățeanul turmentat a spart și geamul mașinei din dotare. La data de 15.09.2012, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani au dispus inițial reținerea și ulterior propunere de arestare preventivă care a fost admisă de judecătoria Pașcani în privința unui bărbat din municipiul Pașcani, în vârstă de 45 de ani, care în ziua de 13.09.2012 a lovit și a amenințat cu moartea un agent de poliție care se afla în exercițiu funcțiunii și încerca să aplaneze un scandal în care inculpatul era implicat la acel moment. Infracțiunile sub aspectul cărora el este cercetat sunt cele de distrugere și ultraj, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 4 ani și jumătate, având în vedere calitatea specială a subiectului pasiv al infracțiunilor. Nu de puține ori pompieri au avertizat cetățenii să nu-și mai improvizeze instalații electrice. Un nou incendiu s-a petrecut din nou din acest motiv în această dimineață în jurul orei 7 în satul Rediu din comuna Ruginoasa. Este vorba despre un incendiu izbucnit la casa familiei Rotariu, unde la prima oră ieșea fum gros din acoperișul casei recent construite. Educația medicală rămâne o problemă în România, cărei rezolvare este încă departe. Foarte mulți cetățeni se tratează acasă în loc să ceară ajutorul medicului, iau antibiotice la voia întâmplării sau suferă răni grave pe care le lasă netratate foarte mult timp, iar din acest motiv ajung la spital în stare gravă. Un bărbat din comuna Ruginoasa s-a prezentat la spitalul municipal sâmbătă, după ce în urmă cu o săptămână căzuse de pe bicicletă și se lovise destul de rău. După căzătură, bărbatul credea că rănile îi vor trece de la sine și le-a tratat cu ce a găsit pe acasă. Din cauza loviturii puternice pe care a suferit-o la cap, zona accidentată a început să se umple, moment în care bărbatul a decis să meargă la spitalul municipal din Pașcani. Un bărbat de 45 de ani din Buda, care a căzut de pe bicicletă în urmă cu o săptămână și care s-a prezentat abia în acest weekend era un pacient policontuzionat cu un hematom parietal și cu o contuzie toraco-abdominală. Bineînțeles, a fost trimis conform procedurii la Spitalul Neurochirurgiei pentru evaluarea unor eventuale probleme neurologice. Anul școlar 2011-2012 a adus multe satisfacții copiilor și profesorilor de la cercurile Clubului Copiilor. În instituția pășcăneană au funcționat anul trecut 11 cercuri, dintre care 4 artistice, 6 tehnico-științifice și unul sportiv, unde au fost înscriși un total de 928 de copii. Clubul Copiilor a organizat un număr de 8 concursuri împărțite astfel, 4 concursuri naționale, un concurs internațional și 3 concursuri județene. Copiii de la cercurile clubului s-au întors cu rezultate foarte bune anul trecut de la toate concursurile la care au participat. Pe anul școlar 2011-2012, cu 11 cercuri, am funcționat, din care 4 artistice, 6 tehnico-științifice și un cerc sportiv. Am avut doar pe Pașcani, fără filiale, 928 de copii înscriși. V-am mai spus eu și cu alte ocazii, și clădirea nouă și condițiile în care ei își desfășoară activitatea au fost atuuri pentru numărul mare de copii înscriși față de clădirea veche. Iar ca participări, județenile sunt obligatorii, deci toate cercurile au participat la concursurile județene pe fiecare profil în parte, după care au urmat interjudețenile regionale, naționale și internaționale. Ca rezultate, dau per total unitate. Locuri întâi, 5 la internațional, 72 național, 119 regional. Locuri 2, 3 internațional, 38 național, 201 regional. Locuri 3 și mențiuni, 8 internațional, 29 național, 21 regional. Ca organizatori,
Avem patru naționale, patru concursuri naționale organizate la Pașcani, un concurs internațional organizat tot de noi și un concurs județean, e vorba de cel de tenis de masă, care a fost organizat la sala de sport de peste drum de Colegiul Sadovean. Etapa a treia din Liga a treia, seria a întâi, a dus față în față echipa locală CSM Cosarom Pașcan și liderul seriei Sport Club Bacău. Organizatorii și sponsorii au reușit să aducă din atmosfera din ligile superioare pe stadionul municipal, asigurând din nou sonorizare și prezentare. Peste 400 de persoane au asistat la această partidă, semnal clar că pășcănenii sunt alături de trupa lui Adrian Chereși. Echipa nu a dezamăgit, jocul fiind unul disputat pe contră, o partidă în care băcăoanii au contat mai mult la ocazii, dar este o vorbă printre microbiști, cum că ocaziile se răzbună. Etapa a treia din Liga Fotbal. 2-2-2-2, da? Antrenorul echipei, Adrian Chereși, și-a felicitat jucătorii și s-a arătat mulțumit de jocul echipei. CSM Cosarom se deplasează etapa viitoare, ce este programată pe 21 septembrie în Vrancea la Panciu. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și mâine seară la aceeași oră la o nouă ediție a celor mai importante știri din Pașcan și împrejurimi. Rămâneți alături pe TV Bit Pașcan. O seară cât mai frumoasă vă doresc! În zona geografică a Moldovei, respectiv a orașului Pașcani, va fi prezent un câmp anticiclonic, iar vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin. Circulația atmosferică va fi sudică, iar acest lucru va duce la creșterea temperaturilor. Vântul va sufla slab până la moderat. Mâine dimineață la Pașcani vor fi 12 grade, maxima zilei va fi de 26 de grade, iar minima nopții de 14 grade Celsius.